se cere să modificăm un șir de caractere astfel încât toate cuvintele care sunt formate doar din vocale să se dubleze. Iar cuvintele sunt separate prin câte un spațiu, un șir. Includem header-ul string pentru funcțiile care operează cu șirul de caractere. Vom declara șirul. Un pointer spre tipul caracter și un al doilea șir auxiliar. Așa. Vom citi conținutul șirului S. Vom avea un șir de separator care de această dată este format doar din caracterul spațiu. Și vom începe separarea în unități lexicale a șirului S. P primește strtoc S virgulă separatori. Cât timp P diferit de null. Reține acum un cuvânt, primul cuvânt din șirul S. Și vom verifica dacă acesta conține doar vocale. Bull, ok. Presupunem că el conține doar vocale. Vom mai avea nevoie de un șir vocale. Litere mici. Deci vom scrie doar vocalele. Vom considera doar vocalele litere mici. Și vom parcurge cuvântul. Dacă litera de pe poziția I din șirul P se regăsește în șirul nu se regăsește în șirul vocal, atunci vom face OK egal fals. Atunci P conține doar vocale și vom concatena la sfârșitul șirului T cuvântul P. Urmat de spațiu și vom mai copia încă o dată, vom mai concatena încă o dată șirul P și încă o dată spațiu.
Dacă nu, vom concatena doar o singură dată și rupe cuvântul pe. Vom lua exemplul. Vom copia. Ceva nu a mers. Trebuie să mutăm P-ul la următorul cuvânt, pe egal cu strâtoc, nul, virgulă, separatori. În afară de primele poziții, în rest avem soluția corectă. Iar acum soluția este corectă. Am inițializat șirul tăi cu șirul vid. Practic am rezolvat problema despărțind în unități lexicale șirul S. Am obținut șirul T pe care, dacă dorim, îl putem copia în șirul S, în final, și să afișăm șirul S. Dacă se cere să obținem șirul să fie același șir, să se regăsească transformat. Deci doar primul apel se face S virgulă separatori. Este un pointer. În cazul lui P vorbim despre alocare dinamică a memoriei. S și T sunt alocați static. Chiar dacă și ei pot fi considerați pointeri. Pointeri spre tipul caracter. Și atunci P ia adresa de început a primului cuvânt. Ne oprim atunci când nu mai găsim niciun cuvânt. Vom testa cuvântul P pentru a vedea dacă există vocale. Doar vocale în el. Îl parcurgem cuvântul pe. Dacă se regăsesc doar vocale, îl vom concatena de două ori la șirul T. Dacă nu, îl copiem o singură dată. Trecerea la următorul cuvânt se face cu strâtoc, cu funcția strâtoc. A
atenție diferită apelul față de primul apel, dar primul apel se face S virgulă separatorie. Apoi, nul virgulă separatorie.